Conform noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ROFUIP, pe lângă alte obligații, părinții care nu-și trimit copiii la școală sunt pasibili și de sancțiuni pecuniare, respectiv amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei, limita maximă a amenzii fiind acum de 5 ori mai mare decât în vechiul regulament. Măsura are rolul de a reduce numărul celor care absentează de la orele de curs. Numai în anul școlar trecut, aproape 40 de elevi cu vârste între 6 și 17 ani din municipiul Deva au fost monitorizați de asistenți sociali ai Direcției de Asistență Socială Deva la cererea unităților de învățământ, după ce au acumulat în total mai mult de 3.000 de absențe nemotivate la cursuri. Potrivit datelor oficiale, unitățile de învățământ cu cel mai ridicat nivel al absenteismului școlar au fost Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, aproape 2/3 din totalul elevilor monitorizați, Liceul de Arte Sigismund Toduță și Școala Gimnazială Andrei Șaguna. Iar principalii factori care îi determină pe elevi să lipsească de la cursuri sunt anturajele nepotrivite, lipsa modelelor în familie și percepția părinților despre rolul și importanța educației.